Terenul cu suprafață artificială a complexului sportiv Zimbru din capitală se vor duela Academia de Fotbal Radu Rebeja și Zimbru Chișinău. Două echipe din capitală, două echipe ambițioase, iar mulți dintre jucătorii acestor formații fac parte și din loturile naționalelor de juniori și pe la naționala Under 17 a țării. Mai mult ca atât, această echipă, dar greșesc foarte mult în această partidă. Băieții lui Ghenadie Brodugros, acum și gol! Înscrie Academia de Fotbal Radu Rebeja, dacă am văzut bine. Au marcat acolo cu suportul portarului, acesta a respins nefericit această minge și nu am reușit să văd imediat, vom vedea cine este autorul acestui gol. Bună preluarea lui Sprânsean, o serie de driblinguri, minge scoasă pentru șutul lui Nikita Zverikin, direct până în brațele portarului, până la capitanul Mardar și până la urmă se aude fluirul de final al primei reprize arbitrului Ivan Graminski. Foarte cursiv acest atac al Zimbrului. Igor Sava, un șut și apără senzațional portarul Pavel Sokolov. Cât de bine s-a întins portarul Academiei de Fotbal Ghedrăuțan. Un bolt interesant. Să vedem pe Artur Sprânsean. Un șut și intervine salvator portarul Nicolae Graur. În sfârșit încep să apară ocaziile de poartă. Iată, săptămâna aceasta au jucat meci direct și Zimbru Chișinău și Dacia Buicani, un șut al lui Marc Andronic. O nouă posibilitate pentru Zimbru de victorie în acest meci. Centrare interesantă și ce ratare a lui Sergiu Ungureanu în acest minut 90 deja. Nu știu dacă l-ați auzit pe portarul Pavel Sokolov. Până una alta ar trebui să intre în posesie. Între timp un șut interesant. David Ovidiu. Da, și fluier final al arbitrului Ion Bodean, care consemnează victoria echipei Academiei de Fotbal Radu Rebeja Limbs în meciul cu Zimbru Chișinău 1-0. Singurul gol fiind marcat încă în minutul 12 de Ștefan Mocanu. Așadar, cu acest succes, Academia de Fotbal Radu Rebeja acumulează 4 puncte.